Grav accident în Maramureș, 7 persoane, printre care și 2 copii, au ajuns la spital cu răni grave după ce o mașină a intrat în coliziune cu o căruță. Victimele se află acum la spital, acolo unde primesc îngrijiri. Șoferul unui automobil care se afla în județul Maramureș, care se îndrepta spre localitatea Coroieni, a pierdut controlul volanului și a intrat într-o căruță. Impactul a fost violent, iar mașina s-a răsturnat. A lovit căruța? Da, pe drumul ăsta n-ar avea ce căuta căruța. Sigur, normal, ea n-are nici... Noi nu semnalizată nimic. Dar dacă nu fac drumuri agricole... Incidentul s-a soldat cu rănirea a 7 persoane. Printre victime se numără și 2 copii. La scurt timp după producerea incidentului, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, asistate de pompieri și ambulanță. Victimele au fost preluate și transportate la cel mai apropiat spital. Cazul se află acum în atenția polițiștilor, care fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.